Nu e așa că te-ai săturat să zghiorțăi mațele de la foame? Nu e așa că ești o persoană ambițioasă și vrei mai multe de la viață? Ei, eu am soluția pentru tine! Te aștept în echipa mea! Bună, sunt Angie și lucrez la Gorgeous Sexy Lady. De când lucrez aici, mă simt mult mai fericită, mă respect mult mai mult, chiar dacă lumea nu! Am luat acest job pentru că după facultatea de marketing, angajatoarea mi-a spus că sunt total mediocră. Dacă și tu crezi că ești total mediocră și n-ai ce să faci cu viața ta, te așteptăm la Sexy Gorgeous Lady. Și ține minte, un scaun în cur e un pas înainte. E un job ca oricare altul în IT. Pe fișa mea de post scrie practic suport IT. Și asta fac. Practic îi suport pe toți IT capații. Eu am aplicat ceea ce am învățat în școala generală. Cu cât folosești degetele astea mai mult, cu atât ai note mult mai mari. Așa și aici. Cu cât îți folosești degetele astea mai mult, cu atâta sumele sunt mult mai mari. Nu fi proastă. De cât o frunte brăzdată de riduri de la muncă, mai bine niște degete. Aș fi riscat să ajung o țărancă proastă la căpșuni sau o doamnă curvă la oraș. Așa că am ales să fiu o femeie doamnă de succes. Ca să par cultă, spun multe citate precum "The sky is the limit", "You are the best and you are..." Și precum citate din Biblie. "Ajută-te singură că și Domnul te va ajuta." Domnul patron. Nu am să vă mint, câștig bani cu grămada. Îmi permit farduri, papuci, vacanțe, ozineuri, cur, țâțe, chiar și șervețele pentru seriile în care te simți mizerabilă și plângi singură acasă. Dar nu contează! Decât mizerabilă săracă, mai bine mizerabilă bogată. La job este absolut minunat. Nu o să fii stresată ca la joburile precum call center, că iei note mai bune, că iei note mai proaste, nu. Singurele note pe care o să le iei o să fie banc notele. N-o să-ți vând ciuperci fungice. La început mi se părea foarte rușinos dacă cineva îmi spunea să-mi introduc ceva în gură. Dar până la urmă m-am gândit, bă, cu rușine mor de foame, da? Dacă la început o să fii stângace sau dreptace, depinde de mâna de lucru, studioul nostru îți garantează că după un timp vaginul tău o să fie la fel de performant ca și calculatoarele din studio. HP, harcea, parcea. E o muncă cinstită. Doar din când în când trebuie să mai mint părinții care sunt atât de mândri de succesul meu și de banii mei pentru că nu știu ce fac. Când ajung la mine la țară cu BMW-ul, tot satul îmi spune, vai ce femeie de succes sunt, vai ce femeie de succes sunt. Atât de mult încât chiar am început să cred și eu. De când sunt la videochat, mă simt o femeie mult mai puternică și mult mai independentă și nu am nevoie de un bărbat care să-mi desfacă un borcan. Pot să o fac și singură. Fără mâini! Când mă întreabă rudele de la țară ce fac, le spun că sunt femeie de afaceri în relații publice. Și aici, hai să fim serioși, că știe toată lumea, că cam mint. Pentru că toate relațiile nu sunt publice, toate sunt în privat. Nu am să vă mint. Există și o față urâtă a videochatului, și anume fața libidinosului care îți cere să te dezbraci. Dar și o față frumoasă, și anume fața bancnotei. Iar partea dură a meseriei e cea care ți-o introduce în tine. Când un client îți spune că ești frumoasă, înseamnă că poți să sugi bani de la prostul ăla. Prostul ăla poate fi un politician libidinos, un tătic sau chiar tactu. De ce nu? Dacă stima ta este mai joasă decât pulsul bătrânului care îți virează bani, ține minte, rușinea trece, milioanele rămân. Hai și lucrează la noi! Dacă ai avut o copilărie nefericită cu părinți care nu te-au susținut, te așteptăm la noi în echipă. Pentru că este șansa ta să-i spui lui tactu, na tu-ți morții mătii dacă tot m-ai făcut curvă, ia uite ce mare am ajuns. Și nu uita, un scaun în cur e un pas înainte.